Sfeclito. Eu. Da. Era ciudat, arăta ciudat, ce vrei. Profesorii tăi de la agronomie o să-și facă crucedor și aia e, lasă. Atâta te-am lăudat. Eu am lipsit de la niște cursuri, dar nu mă așteptam să fie chiar alea cu sfeclă și de Alo? Alo, Florina? Da. Bună dimineața, te deranjăm de la emisiunea... Neața. Aha, ok, super. Ce ai crezut, că e de la bancă cineva? Asta de dimineață, nu știu ce mi-e putea fi. Nu, la prima oră, cum, ce? Da, investiții. Asta. Florina, câți ani faci? De capital? 28. Dar de ce suflați toate după 25 la fel? Păi bucură-te că acum e cică maturitatea. Da, da, vorba aia, nu faci 60 ca asta. De 30 totuși, nu sună bine. În ce oraș te desfășori? Cluj-Napoca. La Cluj? Cum e vremea azi? Poftim? Cum e vremea la voi acolo? E frumos, chiar e soare, după o săptămână cu ploaie, în sfârșit. Ai fost la alergare în weekend? E primăvară. La astea cu... Ai fost la alergare, la astea cu culorile multe, în weekend? Nu. N-am avut timp. Fix într-o lună de acum, mă rog, o lună și un pic, 15-16 iunie suntem acolo, avem treabă cu sporturi de toate felurile. Poate ne vedem? Da. Da, ce drăguț. Yes. Super. Mulțumesc. Ce piesă ți-ai dorit când ne-ai scris, să-ți aminte? Da, Calma, Petro Capo. E bine, piesa asta este pentru tine. Da. Și numai da. Pentru tine. Treaba la mulți ani!